Salutare tuturor, sunt Inga Stoian, iar pentru astăzi am stabilit o întâlnire virtuală cu doamna dr. Teodora Cătinaș, medic specialist pediatru la Centrul de Pediatrie din Cluj, este educator prenatal certificat la MAS și specialist în alăptare IBCLC. Vă salut cu drag, doamna doctor, și vă mulțumesc tare mult că ați acceptat această discuție. Să fiu alături de dumneavoastră astăzi. Iar subiectul pe care aș vrea să-l dezvoltăm astăzi este unul aparent simplu. Dar credeți-mă când vă spun că nu este chiar așa. Este un subiect care generează foarte multe întrebări, frici, neliniști. De aceea vreau să clarificăm toate acestea împreună. Subiectul este când îi dăm apă bebelușului. Iar pentru început să stabilim, îi oferim bebelușului apă fiartă și răcită sau apă plată? Da, vorbim despre un subiect aparent banal, vorbim despre banala apă. E un lichid pe care îl găsim destul de ușor, vine la fiecare robinet, uneori vine și din izvor, vine și din fântână, vine dintr-o grămadă de surse sau vine dintr-o sticlă de apă îmbuteliată. Da, adesea părinții au astfel de întrebări. În mod natural, fiecare dintre noi ne dorim ce e mai bine pentru copilul nostru și am vrea să-i oferim acest lichid special să fie perfect, să fie cel mai potrivit pentru el. Acum, foarte frecvent primesc întrebarea pe care dumneavoastră mi-ați adresat-o. Ce e mai bine să-i dau copilului? Eu aș îndrăzni să spun că poate să fie și apa fiartă de la robinet, apa care vine de la robinet pe care să o fierbem, poate să fie și apă îmbuteliată. Dar în ambele situații trebuie să avem câteva informații. Atunci când vorbim despre apa îmbuteliată, și eu în general părinților atunci când ei mi-adresează această întrebare, la rândul meu îi întreb: dumneavoastră, ce fel de apă consumați în gospodărie? Pentru că în ciuda faptului că îmi doresc cel mai bun lucru pentru copilul meu, chiar dacă eu o să-i cumpăr apă, să presupunem, de la o anumită firmă, apă îmbuteliată, pentru că am convingerea că aceea este cea mai bună sau pentru că poate cineva de încredere mi-a spus că aceea este varianta cea mai bună. Dacă eu în gospodărie consum apă de la robinet, într-un timp mai mult sau mai lung sau mai scurt, o să trec și alimentația copilului să-i ofer apa de la robinet. Prin urmare, cred că răspunsul la această întrebare e foarte important. Și atunci, dacă părinții îmi spun: noi consumăm apă în gospodărie, consumăm apa de la robinet. În regulă, nu este niciun fel de problemă. Vorbim totuși despre apă potabilă, nu-i așa? Și atunci, pentru copilul care încă este fragil, da, 0-6 luni sau 0-1 an, putem să alegem să folosim apă de la robinet și să o fierbem și să o răcim. De altfel, o să vedeți că pe majoritatea cutiilor de lapte praf, acolo unde părinții sunt nevoiți să opteze pentru varianta aceasta pentru hrănirea bebelușului, 0-6 luni, 0-1 an sau și ulterior, nu se recomandă ca acesta să se prepare cu apă fiertă și răcită. Accesul acesta este cel mai facil, nu? La apa de la robinet. În același timp, dacă din convingere sau poate din motive care țin de gust sau poate din motive care țin de faptul că oamenii cred că apa de la robinet nu este cea mai potrivită pentru ei sau pentru sănătatea lor, pot să opteze ca în gospodărie să folosească apă îmbuteliată. E în regulă și această variantă, dar și aici trebuie să cunoaștem câteva informații. Există ape îmbuteliate, nu? Ele provin din anumite izvoare și ele, apa nu este H2O și atât. Nu? Nu vorbim despre apă distilată. Dimpotrivă, chiar asta este important pentru sănătatea noastră, faptul că apa conține niște oligoelemente, conține niște săruri, nu le spunem, conține calciu, conține sodiu. Ce este important pentru un bebeluș, aici mă refer la bebelușii foarte mici, cei care nu beau lapte de mamă și sunt nevoiți să bea lapte praf, acesta se prepară cu apă și atunci pentru un copil atât de mic este foarte important ce fel de apă folosesc.
În cazul în care vorbim despre apă îmbuteliată, ar fi bine ca aceasta să aibă o concentrație optimă din aceste săruri. De aceea, în ziua de astăzi, chiar există ape pe care există, e inscripționat faptul că ele pot fi administrate bebelușilor. Există niște norme, niște recomandări pentru proprietățile fizico-chimice ale apei care este administrată bebelușilor. Apa aceea este verificată în această direcție și este microbiologic pură. Și atunci, ce putem să folosim astfel de tip de apă pentru prepararea hranei bebelușilor? Trebuie să ne uităm că și pe sticlă scrie că ea este recomandată. Un alt lucru care este important și care cred că e de foarte puține ori se discută, este faptul că un astfel de recipient, odată deschis, nu? Poate că uneori oamenii care consumă în gospodărie apă din astfel de recipiente, nu? Cumpără la bidoane de 5 litri. Ei, odată deschis acest recipient, el ar trebui să fie păstrat la temperaturi sub 10 grade. Dacă eu îl deschid și îl folosesc câteva zile la rând, aici intră în discuție oportunitatea fierberii apei, chiar dacă ea este apa îmbuteliată. Deci am ținut-o mai mult de 2 zile, ar fi bine să o țin în condiții proprii, să nu fie cumva ținută în condiții improprii, la sub 10 grade, chiar se poate recomanda ca ea să fie ținută în frigider și dacă trec mai mult de 2 zile, apa din recipientul respectiv ar trebui să fie fiartă dacă o administrez bebelușilor, ca să știm că ne-am luat toate măsurile de siguranță. În caz contrar, în situația în care n-au trecut 2 zile, tocmai am deschis recipientul, nu este nevoie ca ea să fie fiartă. În contextul în care citim etichetele și vedem acolo ar trebui să scrie apă microbiologică, dacă e așa, e în regulă. Și acum încă o mică remarcă, pentru că este important, există și situații în care bebelușii sunt hrăniți cu apă, poate de izvor, care nu este neapărat verificată, sau cu apă din fântână. Aici ar fi foarte, foarte recomandat ca apa respectivă să fie verificată, să fim siguri că și în această situație concentrațiile substanțelor care ar trebui să fie acolo sunt în limitele normale și să nu existe substanțe care nu ar trebui să fie acolo. Cumva, dacă ținem cont de aceste câteva recomandări, cred că nu putem greși. De când îi putem da apă bebelușului și în ce cantitate? Da, e o întrebare foarte bună. În experiența mea de zi cu zi, constat că există o presiune și presiunea vine mai ales din partea bunicilor, presiune pe tinerii părinți. Hai să-i dăm un pic de apă, poate e sete, poate e un pic agitat că are nevoie de apă în plus. În momentul de față, recomandările spun așa, până la vârsta de 6 luni, copilul nu are nevoie de adaos de apă. Și acum se va deschide o nouă discuție. Bine, bine, dar unii dintre copii sunt adaptați și alții primesc formulă de lapte. Da, dar dacă bebelușul este alăptat, cu siguranță își va primi apa de care are nevoie. Și le sugerez părinților să le explice bunicilor că știm în momentul de față sigur că undeva între 87 și 89%, la o medie de 88%, e apă. În laptele de mamă, atât este apă. Și atunci e foarte puțin probabil să-i fie sete unui copil care consumă lapte în cantități adecvate. De unde știm că el consumă lapte în cantități adecvate? Pentru că urinează și crește. Dacă astea două lucruri se întâmplă, atunci sigur nu are cum să-i fie sete. În ceea ce privește situația în care copilul primește lapte praf, ce e foarte important este să-l preparăm corect. Nu? Să
preparăm, să luăm exact după indicațiile de pe ambalaj. Dacă facem asta, atunci nu prea are cum să-i fie sete. De ce? Pentru că se încearcă ca și laptele praf să ajungă, nu, la calitățile laptelui de mamă. Sigur, asta nu se poate, nu știu dacă se va putea vreodată, pentru că natura întotdeauna este mai inteligentă decât noi și pentru că natura a avut timp să exerseze foarte, foarte, foarte mulți ani înainte. Deci, cumva, beneficiem de inteligența aceasta a naturii, dar acolo unde nu se poate, și noi încercăm să... Noi, oamenii de știință, încercăm să venim în sprijinul celor mai puțin favorizați, celor care nu pot să primească lapte de mamă. Astfel încât, dacă e preparat corect laptele praf, atunci și în cazul acestor copii nu e nevoie ca până la vârsta de 6 luni să primească alt fel de lichid. Și când vorbesc despre un alt fel de lichid, aici înțelegem tot ce poate, ceaiuri, sucuri sau apă. După vârsta de 6 luni, ce se întâmplă? În mod natural, cantitatea de lapte începe, de care are nevoie copilul, scade progresiv pe măsură ce crește cantitatea de mâncare introdusă în diversificare. Lucrul acesta se întâmplă pentru fiecare copil în mod diferit. Eu nu toți mănânc aceeași cantitate din prima zi și nu toți au aceeași volum de mâncare pe care să-l mănânce în fiecare zi. Ce se întâmplă însă? Din nou beneficiem de avantajele naturii. Noi încă mai avem laptele la care încă rămâne, încă ne rămâne un mare sprijin. Laptele acesta nu aduce numai nutrienți, aduce și apa de care are nevoie, de care are nevoie copilul, astfel încât e puțin probabil să fie foarte, foarte sete de la prima masă de diversificare. Totuși, ce e important este să îi dau copilului șansa să se obișnuiască și cu apa. Pentru că vorbim despre un alt lichid care are alt gust decât laptele, vorbim despre un fluid pe care nu o să-i mai vină în partea posterioară a gurii, ci în partea anterioară a gurii, deci trebuie să treacă printr-un proces de învățare în ceea ce privește băutul. Până acum, noi el sugea fie sânul, fie tetina și atunci evident că lichidul era proiectat în partea posterioară a cavității bucale, ori acum va trebui să învețe să-l soarbă, să-l înghită, e puțin alt proces. Și atunci, de ce vreau totuși să le expun pe bebelușul după ce am început diversificarea, fie că asta înseamnă 5 luni și jumătate sau 6 luni și 2 zile, să le expun progresiv la apă ca să se obișnuiască cu procesul și atunci când cu adevărat îi va fi sete, să fie mult, mult mai ușor, să știe ce are de făcut. Așadar, după ce începem diversificarea, îi oferim cantități mici de apă și eu încurajez foarte tare părinții să-i ofere apă din recipiente chiar cu gură deschisă. Da? Nu în tetina din care își bea laptele, dacă bea lapte din tetina, ci ușor, ușor. Sigur că la început o să ne lovim de... tușește de 2 ori, că poate un pic nu și-a reglat bine volumul pe care l-a sorbit, poate chiar să se strâmbe, o mare parte din cantitatea de apă se va scurge pe bavetă, dar ușor bebelușul nostru învață ce are de făcut. Pe măsură ce volumul de mâncare pe care el o să îl consume va fi tot mai mare, îi vom oferi după aceea și partea de hidratare. Pentru că beneficiul laptelui este că oferă și hrană și apă la pachet, ori de acum, ușor, ușor, apa va veni după ce mâncăm în înghițiturile cu care trebuie să se obișnuiască. Da? Și atunci îl obișnuim undeva de la 6-9. Fiindcă m-ați întrebat puțin de cantități, ne putem aștepta ca după vârsta de 6 luni să bea în medie pe zi o jumătate de cană de apă, undeva de la 9 la 12 luni ajunge cam la o cană de apă. Și când spun asta mă refer undeva 125-6-9 luni, până acolo, cam acolo, de 125 de mililitri, iar mai apoi ne putem aștepta să ajungem la o cană. Dar aici vreau să mai fac încă o mențiune.
Când mă feresc adesea să dau volume așa de fixe, pentru că foarte mulți părinți vorbesc, al meu nu bea atât. Dar trebuie să ne uităm, hai să vedem un pic în alimentația lui cât de mult lapte are. Dacă el încă consumă 800 de mililitri de lapte, nu îi va fi sete. Mulți părinți îmi vin și îmi spun, alergă cu Selinca prin casă. După el când e vară și e foarte cald, se mai dă un pic de apă. Nu e nevoie. Dacă el încă poate să alerge, înseamnă că e în regulă. Nu, el e sănătos, nu avem de ce să ne îngrijorăm și să-l hidratăm ca și când ar fi deshidratat. Și care sunt semnele că bebelușul lui este sete? Vedeți, când, iarăși, e important să vedem, când vorbim despre bebeluși, la ce fel de vârstă mă refer. Între 0 și 6 luni ar trebui să-i ofer hrana, laptele, la cerere. Când el dă semne de nemulțumire și de obicei acestea se manifestă printr-un soi de agitație de scurtă durată, după care rapid apare plânsul, atunci ar trebui să-i ofer laptele. Deci, asta este un lucru pe care părinții foarte repede îl învață. Foarte repede știm să răspundem la nevoile copilului. Și atunci îi ofer și văd că starea lui de calm vine odată cu alimentația. Pentru că automat el își ia și laptele. E foarte greu, dacă nu chiar imposibil, să știu exact oare el de ce a plâns, oare de sete sau de foame, ele vin la pachet și foarte bine că se întâmplă așa. Când deja copilașul e mai mare, mă refer deja la copilul care a început diversificarea, o să-i ofer laptele și dacă stăm să ne gândim dintre alimentele de diversificare, dacă vorbim despre fructe, au conținut mare în apă, legume, conținut ridicat în apă și mare și laptele, foarte probabil că nu voi vedea niște semne evidente că este sete. Și atunci mai degrabă vorbim despre a crea obișnuința, da? A îi oferi apă și a răspunde nevoilor lui. Refuză, nu e nicio problemă, dacă o bea foarte bine și ușor, ușor îi ofer șansa ca recipientul să fie destul de aproape de el, să se hidrateze chiar și în intervalele, nu neapărat după ce a mâncat, ci în intervalele libere, spre exemplu într-o zi toridă. Bebelușul are voie sau nu are voie să bea apă carbogazificată? Da. Zâmbesc pentru că primesc întrebarea asta destul de frecvent, dar zâmbesc și pentru că mi-aduc aminte cam care sunt gesturile și grimasele pe care ei le fac atunci când gustă apă carbogazificată. Acum, primul lucru pe care trebuie să-l stabilim este ce e apa carbogazificată, cumva care sunt particularitățile ei. În primul rând vorbim despre o apă care are un pH mult redus. Dacă apa pe care o consumăm în mod constant are un pH în jur de 7, poate să fie mai mult sau mai puțin, undeva cel mai puțin 6,8 și urcă până aproape de 9, la apa carbogazificată, carbonatată fiind, ea este mai acidă. Deci pH-ul scade undeva la 3-4. Automat vorbim despre un copil care... Iarăși contează foarte mult vârsta. Bebeluși care poate au avut reflux gastroesofagian și care au regurgitat frecvent și abundent, poate că nu-i cel mai bun, nu-i o idee foarte bună. Un alt lucru care e important de știut despre apa carbonatată este faptul că carbogazoasă, este faptul că are mai multe minerale decât apa pe care o consumăm noi în mod comun. Și asta e un lucru important. Care ar fi cumva dezavantajele? Ea, fiindcă are gaz, poate să genereze disconfort abdominal sau să umple aparent burtica și să mascheze semne de foame pentru un copil, lucru care nu este foarte bun. Părerea mea este că nu trebuie neapărat să nu-i dau voie deloc să aibă acces
Dar de obicei vorbim despre distracție. Încercăm așa ceva care e ușor efervescent și e mai interesant. Mai degrabă aș spune că ar fi important ca aceasta să nu fie îndulcită. Există tot felul de recomandări care vin din partea stomatologilor cu privire la băuturile carbogazoase și îndulcite. Asta vine cu mai multe, cu mai multe dezavantaje. Altfel, cumpătare. Pot să-i ofer așa la o masă festivă, de exemplu, în loc de ceea ce beau adulții, să aibă și el șansa să bea o guriță. Dar, sau să guste. O mare parte dintre ei, în momentul în care simt bulele respective, zic pișcă și refuză să o mai bea. Dar nu aș recomanda-o ca un produs pe care copilul să îl bea zi de zi, sub nicio formă. Dar ceaiuri? De care și îndulcite, da. Îndulcite, ce cantitate? Din nou, cred că țara noastră e o țară așa în care, prin tradiție, consumăm infuzii de plante. Nu neapărat vorbesc de ceai, planta ceai, dar infuzii, pușețel, chimen, mentă. Nu? Folosim destul de frecvent și asta este o altă întrebare pe care o primesc frecvent de la părinți. Cum ar fi să-i dau un pic de ceai pe lângă laptele pe care îl bea? Nu. Răspunsul meu întotdeauna este nu. Ceaiul nu este altceva decât un lichid care ce face? Dizlocuie volumul acela din stomac pe care ar fi foarte bine să îl înlocuiască, nu? Să fie laptele în locul lui, să nu vorbim despre ceai și cu atât mai mult ceaiul să nu fie îndulcit. Da? Din nou mă refer la infuzia de plante. Deci, recomandarea mea ar fi să nu recurgem la a oferi ceiuc, celebrul ceiuc copilului. Când vorbesc despre un copil care poate, eu știu, are o viroză sau îi se recomandă de către medic să bea un lichid călduț, acolo, da, vorbim despre altceva. Altfel, zi de zi, copilul nu are nevoie de ceai. Dacă vorbim despre obiceiuri, nu cred că este nevoie să creăm astfel de obiceiuri pentru copii. Și aici putem să intrăm și în alt fel de discuții. Nu există niște dovezi clare că ceaiul ar avea beneficii, infuziile de plante ar avea beneficii și aici vorbesc despre alimentația copilului mic. Ba mai mult, există situații, există posibilitatea ca substanțele din ceaiul respectiv să lege fierul, absorbția unor oligoelemente să se facă mai dificil atunci când se consumă în mod constant acest lichid. Deci, din nou, ocazional, da, dar sau la recomandarea medicului, dar altfel ca și obicei comun, nu aș indica. Cum ne dăm seama că bebelușul e deshidratat? Cei mai mulți dintre părinți, atunci când vin în cabinet, mai ales dacă este un sezon călduros, mă întreabă, oare vă puteți uita un pic la fontanele, că mie mi se pare că e cam deprimată, cred că e deshidratat. Zâmbesc pentru că asta, chestiunea legată de deprimarea fontanelei este listată în foarte multe dintre articolele care se găsesc pe internet și desigur că este unul dintre semnele de deshidratare. Însă nu este unicul și dacă îl scoatem din context, s-ar putea să considerăm că tot al doilea copil sau fiecare copil este deshidratat, pentru că în mod natural fontanela, noi ne dorim să nu găsim fontanele bombate. Nu? Și atunci, mai ales la un copil pe care îl ții în brațe, dacă palpezi fontanela, vei simți că ea e ușor deprimată. Este firesc să fie așa. Deci nu scoatem din context și căutăm doar fontanela, pentru că s-ar putea să ne panicăm inutil.
Eu, primul lucru pe care îl spun părinților cu privire la acest aspect este: haideți să vedem care este starea copilului. Și apoi cel de-al doilea, adică vi se pare că e el, cel din fiecare zi, atunci foarte probabil că nu este deshidratat. Un alt lucru foarte important este: haideți să ne uităm la context. În ce context aveți dumneavoastră neliniștea că bebelușul dumneavoastră ar fi deshidratat? Pentru a se deshidrata e nevoie fie de lipsă de aport, adică fie să nu aduc lichidul de care are nevoie copilul, fie de pierderi. Dacă am lipsă de aport, atunci părintele îmi spune: nu a mâncat de nu știu câte ore. În ultimele două zile a băut foarte puțin lichid. Bun. Din diferite motive. Și apoi trebuie să ne uităm la pierderi. Pierderile pot veni cu vărsături. Dacă bebelușul n-a avut vărsături deloc, și aici nu mă refer la regurgitațiile comune, mă refer la vărsătură. Nu are alte pierderi, diaree sau transpirații profuze, atunci nu am avea de ce să ne gândim la o deshidratare. Dacă toate lucrurile acestea sau o parte dintre ele se întâmplă, atunci principala noastră grijă este să încercăm să hidratăm copilul, adică să-i dăm lapte dacă el este mititel și, desigur, apă sau săruri de rehidratare la recomandarea medicului dacă el este mai mărișor. Și un lucru foarte important, un indicator extrem de prețios, poate cel mai prețios pe care părinții îl au, este urina. Da? În afară de starea generală a copilului, mă uit la el, îl văd că el se ridică în fundic, îl văd că poate să se deplaseze, îl văd că se comportă în mod obișnuit, e puțin probabil să aibă... să fie deshidratat dacă contextul nu este unul care să ducă la așa ceva. Și apoi mă uit la urină. Urina, dacă este urină în cantitate adecvată, la un copil, la un sugărel, vorbim despre 5-6 scutece pline pe zi, nu ne îngrijorăm. Dacă urina este concentrată sau sunt multe ore în care bebelușul nu a urinat și din nou vedem starea generală și contextul, atunci automat ar trebui să cer părerea unui medic, unui pediatru sau medicului de familie. Și în încheiere, un ultim sfat pentru părinții de bebeluși? Să nu uităm că cel mai prețios lichid care ne înconjoară este apa. Apa este până la urmă viață. Dacă ne gândim doar la faptul că un adult este cam 60% apă și un bebeluș este cam 70% apă, ne dăm seama cât de important, cât de prețios este acest lichid. Și i-aș îndruma să-și hidrateze copiii cu apă, nu tot felul de alte sucuri, apa este, încă o dată, cel mai prețios lichid. În rest, cumpătare, nu se întâmplă nimic dacă eu, de exemplu, mă duc acasă sau v-am spus acum că nu recomand în mod curent să oferiți ceai copiilor și ajungeți acasă de la serviciu și bunica și îl găsiți pe mititel cu ceaiul în sticlă și poate e și îndulcit că nu e așa, și-l bea mai bine. Să nu avem conflicte în familie, lucrurile pot fi explicate frumos, nu se întâmplă nimic. Cel mai important lucru după sănătate este armonia. Așa că sfatul meu și mai ales în aceste vremuri grele și tulburi care ne fac să fim poate mai puțin echilibrați emoțional, armonie și multă sănătate tuturor celor care ne urmăresc. Vă mulțumesc mult pentru informațiile pe care le-ați oferit și abia aștept să mai avem astfel de discuții și întâlniri virtuale, pentru că mai am și alte subiecte interesante. Iar la final, gândul cu care aș dori să rămâneți cu toții este următorul. Nu încerca să fii părinte perfect, pentru că nu există așa ceva, dar fii părintele de care are nevoie copilul tău. Vă mulțumesc! La revedere! La revedere!